Așa, băieții, ce faceți? Ce faci, Vlade? Ce faci? Ce faceți, băieții grei, aici, pe live? Vrem și noi să-l postăm aici. Aici, băieții, aici, băieții grei. I'm in deserve playing a song. Să-i guste rău de ce mi-ai dat bani și până... N-ai găsut acum. Bum 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 bum. O, că... Sunt live pe canalul... Discutăm multe chestii. Da, o, băieții, bă, vă respect, o să discutăm astăzi un subiect despre update-urile care vor urma pe server. Și ce vom... Am pus titlul de la frumos. Am pus, normal, am pus. Ba, și ăla e, mă, ăla vechi, ăla l-am pierdut contul. Și ăla mi să nu-l... Ăla ține... Da, mă, și am jucat acolo, am apucat de PUBG, mă. Acolo am apucat de PUBG, atunci am, nu, atunci am apucat de MTA, atunci, mamă, cât... Nu, de ce? Da. Ce e aici? Ce e aici? Păi de mapping aici a pus de cineva. Păi nu, verifică mapping-urile toate și vezi care-i. De tor, cum ce zice aici, de tor. Aici un... Da, zice, bă, parcare, mă. Da, lasă parcarea asta, bă. Păi da, mă, de magazin. Păi da, mă, tot magazinul, ești praust. Aici era tuning-ul pe Venom prima dată, aici era tuning-ul pe Venom. Vai, aici a fost tuning-ul pe Venom, când era bugged. Ce? Vă salut pe toți, vă respect. Te salut, Revrean. Te salut, Eduard. Eduard, alege lider la smurt că te dau afară. Ce cod? Ce cod e? Încă nu am pus codul, vreau să discutăm, discutăm ceva de update-uri. Update-urile ce vor urma pe server. Pentru că de asta fac și acest live, ca să explic update-urile ce vor urma pe server. Am văzut că am fost azi 100 de player, prin acest fapt vă dau și un bonus acum. Încă un bonus, că na. Am fost 104 playeri, cu împteau cu oamenii pe afară, cum am mai scăzut împteau. S-au deschis servere care s-au populat. Da, deci s-au populat niște servere foarte mult, uitați, multe servere care s-au populat. Au crescut. Mm. Care, mă? Mm. Nu, las-o acolo, nu scoate sensul ăla. Las-o așa. Ce vom băga pe server? Am băgat, să vă arăt așa, am băgat... o să facem și panou de rapoarte, gen cu tema aia. Și F3 toate. Păi avem așa, F4-urile pe tema asta. Aveți aici F4-urile frumos pe tema asta. Aveți F1-ul așa frumos în care vine așa o animație. Aici vă apare numele, contul ID, adică în bază date ce ID are contul vostru. Orele de pe server, pe acest caracter mă refer. Sexul masculin, banii, banii în bancă, anii de pe cont, jobul, prepunctele premium. Aici aveți tabul de vehicule în care vă găsiți toate ID-urile de la vehiculele pe care le aveți. Aici puteți face o poză, nu știu, abaram dacă nu știți așa ID. La premium aici aveți informațiile despre donații, care le găsiți și pe Discord. Setările aveți aici HUD-ul, chat-ul OK, română, limba. Graphic setting-ul, aveți graphic setting-urile. Nu știu cum te dispar mașina, nu aș crede. Aici aveți ajutorul, aici aveți astea joburile, locațiile, astea aici niște informații. Aveți premium shop-ul. Aveți unei premium shop-ul, aveți regulamentul,
care o să-l mai edităm, l-aveți și pe Discord. Și aici aveți să selectați caracterul. Când dați să selectați caracterul, va apare frumos așa și aici interfața. Vedeți? Și aici apare frumos așa interfața asta. Am făcut și aici la garaj frumos. Când să vă luați mașina frumos, de exemplu, luăm un, nu știu, luăm, nu știu ce mașină, hai să luăm M6-le, frumos ne spawnă mașina și se spawnează așa. Ce vrem să mai băgăm pe server o să fie, mai dăm un nou C. O să facem și giveaway. Deci ce vreau să mai băgăm pe server o să fie sistem de neoane, frumos să le activați voi de pe o comandă, gen, vi-l băgați la tuning și se vor activa de pe o comandă. O să băgăm evacuări, să mergeți la tuning, să vă schimbați evacuările, să fie evacuări de la nebunii. După care o să băgăm un job nou, prin care o să faceți pizza, le livrați și știți și voi, felul pe toți. Și ultimul lucru pe care o să-l facem, o să fie un quest, prin care voi o să trească să căutați niște piese de mașini, deci căutați pe toată harta, adică pe toată asta, căutați piese de mașini, de exemplu, nu știu, o roată, cum îs obiectele pe GTA San Andreas. Căutați piesele și la sfârșit, după ce ați găsit toate piesele, mergeți într-un garaj și faceți o mașină. Mașina o să fie unică. O să punem pe hartă să căutați undeva la 100 de piese și gen, gândiți-vă că nu, cel care își face mașina, o să fie foarte unică mașina aia. Că nu, și o face, știți ce zic eu. Și o să fie ca un fel de quest, dacă pot să zic așa, dar e un fel de quest. Mă gândesc să fie un quest undeva mai șmecheret, așa mai frumos. Da, o să fie de la șmecher. Pe Mario Suede din harte, buguit. A, nu, se vedea mie. A luat dracu ideea de la păduc. Bă, ideea n-am luat-o de la nimeni, ideea am luat-o de pe Need for Speed. Bine, am luat-o de la cineva, am luat-o de pe un server de MTA, de NFS, NFS MTA, dacă știi serverul ăla. Oia, așa e, quest-uri și faci mașina ta faină, ca să concurezi la curse, așa e, și de acolo nato. Ideea, dacă nu. Oricum. Am vrut să băgăm la, să fim noi, să avem evacuarea de aia, frumos gen, când vii și dă rateuri, evacuarea, să frumos să iasă flăcări, dar alea fac lag, efecte și fac lag și numai te încurci. Nu-mi place, nu te ocupi deloc, ca lumea sunt mai multe persoane și nu le rezolv chiar desmimece. Nu știu ce n-am rezolvat, eu cred că am rezolvat cam totul cu playerii, chit că problemele legate de gen care mi le-ați dat pe Discord, nu pe server, că pe server și dacă îți răspund sunt foarte mult timp AFK. Aia e chestia, nu când dai tu mie PM și nu-ți răspund, nu-ți rezolv problema. Uite, uite, băiatul îmi dă acum PM, nu prea răspund pentru că nu am și spam. Și oricum neoanele o să le facem frumos să se aprinde gen de pe o tastă sau pe o comandă. Ce quest au ei, bro? Nu-i lua nimic de la Silver Sky. Silver Sky are quest de la de mergi în puști un om, gen ei au un quest prin care tu pui pozele ca să-ți dea un admin aia. Noi vrem să facem un quest pe slash pe comandă, cauți piesele, uite, vii lângă o piesă pe hartă, piese de mașini împrăștiată pe hartă. Vii lângă piesa aia, vii frumos, o apuci, ți-o bagi în mașină, le strângi, nu știu, le strângi într-un inventar, după aia când le strângi pe toate, mergi cu piesele alea și îți faci o mașină. Nu-i nimic copia ca pe Silver Sky. Pe Silver Sky, ce eu din ce am văzut, îți faci quest-ul ăla zilnic, îl publici pe Discord și ți-l la premium. Așa e pe Silver Sky. Adică nu-i, nu mi se pare așa wow. Adică faci niște misiuni care sunt gen, mă duc îl împuș pe polițist, pam 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 misiune, fac poză, nu știu, fac o poză cu mașina, fac poză și public pe Discord. Ai zis că dai test cu mine și n-ai dat test cu mine. Lasă că eu am dat cu toți test, nu știu cum n-am dat cu tine. Mie de când mi-apare inventarul ăla de jos și dispare câteodată. Ala mai dispare. Nu știu de ce, dar mai dispare. Rezolv Nissan-ul, te rog. O să rezolv după asta. După ce fac live, mă apuc de el, că n-am uitat de el. Îmi dai și mie pe la tine să stau cu tine pe mașină și eu pe YouTube mă cheamă.
știu. Nu știu. Fra, dar când bagi sala de forță, că de o lună zici că o bagi cu aia, păi da, am renunțat la sala aia pentru că nu sunt animațiile de care avem nevoie, adică... Îți puțin animații și mult de făcut. Știi, și gen... Nu știu dacă gen muncești mult și gen să si placă la pleri. Da, putem să facem noi și altceva în locul sala aia. Nu e niciun bug la tractor, am testat cu băieții și au mers totul perfect, nu știu ce bug aveți voi. Ori ăia nu știu să tracteze, ori voi nu știu să vă scoateți mașina de la tractori. Da, bă, o să facem și un giveaway. Hai să fac și un giveaway așa frumos de seară. Da, frate, eu n-am nici cu restul de servere. S-au făcut multe certuri, s-au creat servere noi, s-au populat, da, treburi de astea, înțelegeți și voi. Dar n-am centura pe asta, așa. Da, o să puteți da și la noua bancă, să vă bage duică mapa. O să fie noua bancă, să vă răși unde o să fie noua bancă. Vă salut. Pune semnalizări în loc de sala. Ce semnalizări? Adică astea care spam te-a integrat. Cum? Ui, semnalizări, bro, eu. Uite. Ui, cum să nu fie semnalizări eu? Uite, eu, uite. Eu. Cum să nu fie semnalizări? Întrebare, când respiri se rolează? Da. Slash me respira. M-am rupt în gură. Ce să mai zic, bă, băieții, bă, dați un like. Ca să facem un like la... facem un giveaway frumos. Bă, de ce se închide rage? Nu se închide rage. Nu se închide rage cât timp are playeri. Cât timp serverul are player, merge bine, nu pică, am rezolvat problema cu Network Trouble, am rezolvat și problema de aseară cu crash-urile, că dădeam crash într-una. Așa ușor facem, frumos. Roleplay pe server. Pă, e și roleplay pe server. Se face roleplay cu voi și ați frumos. Am făcut ce de super, am 39 de ore să fac 40, mai ales era... Bine, nu, bine. Ce să vă zic? F5M junior la interfață, da, fra, adică aici nu se șterg mașinile de pe server dacă ești inactiv și pleci, de exemplu, aici nu se șterg, de exemplu, dacă ești inactiv pe server, tu ai mașinile, o să le ai tot timpul. Înțelegi? Adică orice mașină o ai pe server și ești inactiv, poți să fii inactiv și un an de zile sau 5 luni de zile, mașina ta rămâne pe server, nu se șterge. E bine. Rebrean, este Night Club, frate. Uite aici. Unde este? Bine, l-a făcut un băiat, mai trebuie să-l mai face mai frumos. Unde? De Pig Pen-ul. De Pig Pen. Pig Pen, uite aici. Uite aici, Mertu Rebreane.
La casa loco. Frate, sunt 10 inci pe mașina aia, tu numești roleplay, asta doar între pentru un tovarăș, nu dau hei sau ceva. Frate, asta nu-i roleplay, asta ce fac acum nu-i roleplay pentru că uite că sunt admin, frate, uite câți admin sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, staff. Cât timp au insigna pusă, nu-i roleplay, eu OK, eu sunt fantom acum, ca și cum, eu nu exist pe server când sunt OK. Nu este roleplay, nu este nimica. În momentul de față, pentru că sunt o grămadă de staff. Înțelegi? Roleplay-ul, frate, se face și roleplay. Nu pot să zic, nu pot să mânc căcat că se face roleplay la fiecare accident. Uite, mă bag în stâlpul ăsta, fac, face roleplay. Nu face roleplay nimeni pe niciun server la un simplu accident de genul. Ba da, se face roleplay, dar se face la server de la frate care au 10-20 de player care cred că se întâlnesc o dată la 10 ani, frate, pe server și normal că rolează, că se văd și eu odată la 10 ani pe server, dacă e 20 sau 30. Aici nu prea poți, se fac roleplay, se face roleplay, Mafi se face frumos roleplay cu voice chat, cu gangurile tot, se face cu PD-ul, cu robul la bancă, că avem sistem de rob aici, acum o să facem încă o bancă pentru că mai bine să fie două bănci, să nu stai PD-ul numai la o bancă să o păzească. Bă, pot învăța RP pe serverul ăsta, frate, poți să-ți dai drumul la un start pe server dacă vrei, dacă nu vrei, poți să-ți cauți alt server, frate, eu n-am nimic cu tine, dar aici tu poți să-ți faci un start pe server. Înțelegi ce zic? Poți să-ți faci un start, poți să-ți faci un start la roleplay, poți. Poți să înveți roleplay frumos cu voice, adică gen voice chat-ul e pus ca să te mai ajute, nu să scrii tu non-stop pe tât ce faci, cum ești, chestii de astea, frate. E ca să te ajute să-ți ușureze să scrii non-stop, frate. Bă, gen mai am de mafii. Da. Uite, fra, uite, cum zic alții că sisteme, frate, uite, ești frumos, frate, stai că vă arăt acum, fraților, stai să caut, să văd, unde, inventar frumos, unde mă să-i, stai că nu cred că mai am gloanță, nu mai am gloanță, stai să văd, doamne, niște gloanțe, stai așa un pic, doamne, niște gloanțe, dau 32, să vă arăt, fiți atenți aici, frate, unde mă să-i, mă, stai că vreau asta la antarmă, nu vreau asta, stai, deci, de ca și dau o 32 așa și îmi dau un AK care era la șmecher ăsta Golden-ul, nu știu dacă Golden-ul e Hello Kitty și Hello Kitty șmecher, ia să vedem ăsta Golden, nu îmi dau Golden-ul ăsta, unde mă să-i Golden MP5 dar nu mi l-a dat în inventar, stai așa că nu mi l-a dat în inventar. Nici mai știu. Ba, dacă mi l-a dat, stai că m-am buguit cu căcatul ăla lui Duica. Atunci am buguit eu singur, stai așa. Deci îmi dau Golden-ul. Dau muniție, 32. Uite-l aici. Ia uitați-vă, băieți. Ia uitați ce fain arată, bă. Bă, dar n-ai cum, ți-a trimis poză cu dovada armurile, le primesc înapoi. Da, frale, primește înapoi armurile, se primește tot ce ai avut înainte. Pentru ăla. Bă, niciun server, frate, nu-i râpul, frate, dar noi măcar, nu știu cum să zic, noi încercăm, frate, să facem roleplay ca pe 5M, frate. Eu, sincer, am gen, nu că scoți arma așa, noi, frate, rolezi frumos, dar vorbești pe voice chat, știi? Eu rolez, dar vorbești pe voice chat. Eu așa am vrut să fac chestia asta. Nu, what the fuck, le cumperi iar, auzi, mă, la el, armele apoi. Scoți, dau armele înapoi dacă le-ai avut înainte de inventar, că când am băgat inventarul nou, eu s-o dat wipe la ITB. Și de-aia, o zi beatul. Am lăsat vreo în spate. Câte like-uri sunt? Bă, vreau să fac și un giveaway, frate, astăzi. Pe la 40 de like-uri facem un giveaway. Mai dăm aici un anunț. Mai scrieți, băieții, pe cea că vă răspund la întrebări. Oricum, frate, mie îmi place ce o să băgăm pe server în viitor. O să băgăm, frate, neoane, să vă puneți... Bine, a fost sistem de neoane pe server, să nu mânc căcat. Numai sistemul ăla... crea lag, foarte mult lag, pentru că se încărca pe bază de date și făcea mult lag. Dar așa noi facem acum un sistem de neoane prin care ți-l pune tuning-ul, tu ți-l activezi când vrei tu pe o bandă de LED. O să fie fain, o să ți-l activezi, o să pui tu, vrem dacă, nu știu, acum o să fie față de tuning, dar am vrea să facem gen să poți să schimbi tu culoarea ale el printr-o telecomandă, șmecherii. Mă știți că mi-ai dat de 1 aprilie, da bă, Romeo, bă, cu Flavi pe Discord atunci, bă. Mai ții minte că sunt ții minte.
Rulează, frate, cum ești de-o, frate, ai Discord aici, uite-te, ai Discord aici dacă vrei să înveți roleplay. Au făcut băieții ăștia Discord, nu e Discord băia lui ăștia, lui băieții ăștia, au făcut un Discord pentru școala Roleplay Rage. Uite, îți dau aici link-ul și vă băgați aici care vreți să învățați roleplay sau pui mei ceva, vă băgați aici și... No, înțelegeți voi ideea. Am o întrebare așa, pot să-mi vând banii de pe server ție? Nu pot să-ți vinzi, nu. Când bagi și A5? Bă, fra, avem o grămadă de audiuri, dar cred că o să schimbăm. Băgăm la propuneri un mod fain și o să băgăm, fra. O să băgăm. Hai să vă spun acum jobul, dacă vreți să vă spun jobul pe care o să-l băgăm. Vreau să băgăm un job prin care tu să mergi, frate, la o pizzerie. Ori îl facem să lucrezi în doi, ori în unu, nu știu. Uai, du-te, dracu, ce șmecherul de șaptele ăsta, bă. Uite, bă, ce șmecherul a făcut, bă, băiatul, bă. N-ai ce să comentezi, belea rău, belea, belea, belea. Nici nu-i criptată textura, bă. Nici nu-i criptată textura. O să fie un job, cred că o să-l facem în 2 sau 1, nu știu, în care voi o să faceți pizza, o să primiți o comandă, o să faceți pizza, o să aveți aici un minigame de la KY8. Faceți pizza fain frumos, bai, 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 după care o vindeți, o vindeți, doamne, o livrați. Bagă Daci 1300, avem o Daci de aia vechi, nu mai băgăm alta. Bagă Jaguar XF2009. Frate, dacă îmi dați mod pe propunere, o să mă uit când o să bag moduri. Oricum, întotdeauna gen, stau pe general și când bag modul, veniți și voi și mai îmi dați păreri. De fiecare dată fac așa, mă duc pe general când bag moduri. Nu știu dacă am făcut de fiecare dată, dar ultima dată când am fost cu băieții pe general, la moduri de PD și la moduri și mi-au dat moduri, le-am testat, am văzut că nu sunt buguite și le-am băgat pe server după care. Mamă, 38 pe live, motherfucker. Băieții grei aici, puternici. Dați și subscribe, fraților, dacă vreți să fiți pentru giveaway, să nu vă... Evacuările când... Bă, frate, noi am vrut aseară să băgăm evacuări, nu am vrut să le mai edităm noi, să le facem șmechere, pentru că la un moment dat am zis lui Felix să băgăm ceva evacuări în care scoateți foc pe tobe, frate. Deci pentru mine când am văzut că scos foc pe tobe, mi-a învârtit capul deja, bă. Numai nu știu ce a făcut el pe acolo și a văzut că e gen... creează lac, nu știu, pui mei, și am zis mai bine punem niște rateuri de la frumoase. Nu băgăm focul pe tobe. Nu foc pe tobe, din alea. Da, că vor playerii. Popcorn de ăla. Poc, poc. Să facă mașina. Vrum, și când îl băgați? Fra, update-urile o să urmeze zilele astea. Am terminat cu inventarul, nu mai este network trouble. Am terminat... am terminat cu interfața într-o 80% mai de făcut F2 și F3, care nu durează mult. În rest, tot făcut asta, Felix. Am reparat crash-urile care au dat până acum. Mai sunt niște crash-uri cauzate de la niște texturi care îți suprapun, nu știu ce dracu. Oricum, fraților, dacă aveți crash mult pe server, eu vă recomand eu, că am primit o donație, o să citesc imediat, vi se suprapune modurile. Adică, dacă intrați pe multe servere, modurile se pun acolo una peste alta, nu știu cum să vă explic, dar e ceva cache, știi, și trebuie să terzi cache-ul ăla ca să... vă meargă mai bine. Uite, intrați aici în resort și ștergeți tot ăsta de aici, ștergeți. Aici tot ce se pune de pe alte servere. Eu am foarte mult pentru că am mai vizitat și alte servere. Vorba aia, m-am dus la furat. Băgați în Opel Caribe. Asta să mă duc să citesc că... e ce să ștergeți aici, mă? Asta... apare că să ștergeți mașina, dar nu să ștergeți nicio mașină. Adică mașina e ștearsă, gen, știi ce zic? Stai că mi-a donat cineva ceva. Da, apare 50 de zile, ești prost. Băgați un Opel Calibra Tunable. Bă, frate, o să băgăm. Bă, chiar m-am gândit la un Opel, ori un Opel Astra, ori un... dar cred că o să băgăm, nu știu, vedem. Vă aștept modul, fra, pentru că nu. Bă, bine, bă, de fiecare dată, frate, mi-ați dat voi modul, le-am găsit la pile, am băgat. Andri Muteanu mi-a donat 1 euro cu tot cu plată. Ți-l sugi. Ți-l sugi tu singur, Bandri, bă. Mersi de donație, fra. Te pup.
dat un euro cu tot cu taxe, dracu. Și cam câți băgați evacuările? Bă, Vlad, fii atent, Vlad, cu vine șmecheria, hai să zic eu acum. Neoane. Neoane, evacuări, job, quest. Așa o să fie, cred. Dar prima dată neoanele, că-s fai, turbezi, mă, bă, fra. Deci dacă vezi ce neoane băgăm, bă, fra, gen... Se dispersonează așa culoarea, fra, se vede, de exemplu, pui un roșu deschis pe mașină și pui neon roșu închis, fra, sau pui roșu închis la mașină și roșu deschis. Se vede așa un frumos, un... Mamă, ce șmecher se vede. Ce faci, Tena, aripă, uite, beau acum puțin apă și vorbesc cu băieții pe live. Une, bă? I-am uitat, mă. Dar tu n-ai văzut, mă, prostule, sistemul dinainte, mă, de neoane, de-a fost pe rage. No. Ăla șmecher de se dispersionea așa, neoanele, te-și prost cum, dacă și ai fost tu pe server când l-am băgat atunci. Ălea de zicea Felix că rămâne neonul, ne rămâne neonul în pământ. Păi da, ăla e, stai că m-ai primit o donație. Ălea, dar nu rămâneau în pământ, se buguiau și făceau lac, rămâneau în pământ. Andri Mutanu, mi-am donat un euro cu tot cu taxe, normal, mersi de 46, te pup, Andri, ești fratele meu, mă. Fratele meu, m-am jucat Minecraft cu ăsta cât n-am jucat eu cu nimeni. Auzi, am zis de Jaguar SS cu modul, dar nu ai văzut. Fra, ai pus pe mod pe propuneri și eu aștept evacuările ca să-mi pun pe MC. Ba, mă, bă, frate, o să vă puteți pune evacuări toți. Neoane, evacuări de la tuning, frate, o să punem la tuning. La custom tuning, Gabi, dacă ești pe la Forța custom tuning, e lider de când s-a deschis serverul. Și o să facem frumos să vă pună membrii lui Gabi să vă pună evacuare de toate. Alex Bezbagiu, dacă îți donezi 10 euro, îmi dai trial? Nu, fra, nu-ți dau trial, îmi pare rău. Nu sunt așa corupt. Nu dau nume, dar alții cu 10 euro îți dă, frate, moderator cu VGT. Sau mi dai un cont. Am primit o donație. Andri Muteanu, un euro cu tot cu taxe. Love, te pup, Andrei, ești fratele meu. Ți s-a deblocat cardul, ce dracu, PayPal-ul, puii mei. Și cât ar costa evacuările ca să le pui pe mașină? Bă, frate, dacă softul costă undeva, nu știu cât costă softul, un cacap, acolo, dracu, știu, nu mai știu cât costă. Neoanele o să fie puțin mai scumpe, pentru că neoanele, dacă le facem să le puteți personaliza voi prin telecomandă culorile, o să fie mai scumpe. Și evacuările o să fie, cred că, mai ieftine, nu știu. Vreo 700k acolo. Oricum, banii, frate, banii se fac ușor. Nu poți să zici că... Nu poți zici că se fac foarte, foarte greu banii, mă, pe MTA. Gen, pe servere. Eu nu pot să zic că se fac greu banii pe servere. Please, dacă... Andri Munteanu, îmi dai și mie nitro. Please, dacă tot ești pe donații. Ia uzi, Andri. Nu știu, bă, fra, la unii le place server, la unii nu. Aguba, fiecare cu cât poate. Știi, dacă vă place al server, puteți să jucați pe alt server. 40 DK-uri giveaway. Da, frate, face și un giveaway frumos la 40 de like-uri. Fă dracu la drag să faci mai repede banii, că îl faci la fel ca la hacker sufa. Bă, nu, la hacker mi se pare că e mai mult sau la nu știu, dar știu că la unul dintre a doua e mai mulți bani. Tu fumezi, bagiule? Nu, frate, nu fumez și nu o să fumez. Legale. Păi ce-am zis, legale. Ajunge, gata, unde stai, bagiule? Vin interlopii pe mine. Deva. Pe sulă. Fumați coi, ascultați la mine. Stai să-ți dau. Andri, tu ești ăsta, Andri 472. Eu îți dau moderator, frate, nu știu dacă ești tu acum. Vedem dacă ești tu sau nu. Dăm la nimereala.
Hunedoara, da, fra Hunedoara, nu veni să mă bați, rost să pap piciorul. Bă, futu-ți reflexul tău, că le-ai dat la băieți adresa. A dat la băieți localitatea, o să vină să mă bată. Da, da, n-ai cum să zici, le miștești prost. Da, poarta verde. Am poarta cu picățele albe. Când îmi dai și mie moderator? Nu te-a prea văzut pe live. Haide băieți, dăm drumul la giveaway. Codul din această seară o să fie Andri, pentru că Andri a pușcat în seara asta bănuți mulți la mine în portofel. Da. Băgăm aici un 40. Da, frate, băgăm, cum să nu băgăm giveaway frumos. La băieți. Trebuie și la giveaway. Punem aici keyword, băgăm aici Andri Power. Andri Power este codul. Băgați aici, frate, Andri Power. Andri Power, cu ce va fi giveaway-ul? Bă, frate, giveaway-ul din această seară o să fie cu un... Ia spuneți voi acum, ghiciți cu ce o să fie giveaway din această seară, frate. Ia ghiciți. Bă, aș fi bulangiu să fac un giveaway de la mare cu un card, că nu e niciun card pe server de la Migma. Aș fi bulangiu să fac un giveaway de la cu card. De la mic de copii. Dar nu fac cu card, nu-s așa bulangiu. Nu, frate, facem giveaway, frate, cu un Brabus. Cu Brabusul de la pachetul de 5 euro. Hai să-l și spawnăm aici ca să-l avem. Ta să mergem să ne spawnăm mașina. Mergem aici la bancă, fain frumos. Bă, băgat, uite că mapa, mă. Uite aici, băi, mafioții, bă. Casa de Papel, del Papel, mafie, nebunie. Haideți să ne luăm Brabusul. Băieții, subscribe, fac giveaway, mare! Deci, da, băieții, bă, acesta o să fie... Pune centura. Avem și voice chat pe server pentru cei care se întreabă. Facem acum giveaway cu Brabus. Canal... Pamați Andri Power în chat, băieții. Glu, dați glu, dați glu dacă vă stați. Da, băieții sunt porbagaj, nici o stres. Scrieți, fraților, Andri Power pe chat, dăm un Brabus de ăsta frumos și bine arată, bă. Bă, deci de toate modurile pe care le-am găsit, ăsta mi se pare cel mai șmecher modul. Gen, este un mod care costă 5 euro, deci modul ăsta, gen... Ăsta este Discord-ul aici, sunt membri online, 181. Da. Fără. Pachet de 5 euro, frumos aici, vezi, Brabusul ăsta-i. Aveți aici, frate, spawnați, spamați aici, Andri Power, frate, vă lasă, spamați, frate, faceți ce vreți voi, bă. Aveți aici, sunt 26 înscriși sau 26, da, 26 înscriși. Andri Power. Vorba aia, cel mai bun să câștige, cine are braț mai mare să câștige, dacă înțelegeți ce zic. Uite, un băiat are 9 ore pe server, se apucă, se înscrie la giveaway, câștigă, o pușcat niște bani, nu mai vrea nimic a două săptămâni pe server, joacă ca turbatul. Ca turbatul, bă. Fraților, dați subscribe, pentru că dacă nu veți da subscribe, bă, deci vă zic de pe acum, fra, subscribe și abonamentele pe public, ca să puteți să fiți înscriși la giveaway, frate. Hai, n-am mai făcut de mult un live, niciun giveaway, frate, deci, m-au zis băieții azi, m-au spamat, fă live, fă giveaway, fă nebunii, hai să ne băgăm aici în parcare, să vină băieții aici, băieții, ne băgăm aici în parcare aici, ce dracu-s bugit aici, bugit-o mapicul ăsta, ia să ne băgăm aici în parcare.
băieții grei. Sau nu, nu, nu ne băgăm aici, aici nu, că aici prea urât, bă, prea urât. Nu mă bag aici, mă bag la noul mapping pe care a fost făcut de către Duică, un om de-a nostru, un om care se ocupă foarte bine de mapping. Hai, că m-am rupt în cur. Ah, mare mașina așa, nu merge bine mașina, nu merge așa că am eu mame pe capotă. Mergem aici frumos, băgăm aici mașina, bam, 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 bam. Aici merge și un Carmit, poate, poate un Carmit de seară, vedem, nu știu, nu zic sincer, nu zic sigur. Andy Power, frate, subscribe la canal și abonamentele pe public, neapărat, cel mai important, asta trebuie să faceți. Vreți să veniți aici la mine? Veniți aici frumos. Sunt 31 scriși. 31 scriși, bă, băieți, bă, turbo, 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 frate, turbo. Ce dracu, brabus, mă, ești nebun la cap. Dă-mi tâmpul la tine, Alex Spark, frate, vii că aici cu mașina, bro. Vii că cu mașina. Dați subscribe, fraților, dați subscribe. Pick up the phone. Băieți, au venit cu cățelul, cu pisica, cu maidanezul, cu corcitura, au venit băieți aici cu câinii. O să bag și Altic 6. Da, vedem, poate băgăm, poate nu. Băieții top sunteți, băieții top. Pe live 37 acum. Imediat îl întreg pe Ale Play. O, oh, veni băiatul cu limuzina, bă, vin băieții grei aici cu limuzina, mă. Ești pe Toy Hero, bă? Să câștigi acolo, Jack-ule, fă mândru. Băieți aici, băieți aici, grei băieții. Pai, băieți de top, mă, ce vorbim aici, mă, băieții de top, mă. Uite-l pe Ozi, cățelul cu minte. Eu am cățel. Ei nu mai am cățel, am cap de urs. Auzi, la băieți aici, top, bă, top, bă, ești nebun la cap, top. N-ai ce, n-ai cum să te pui, mă, frate, n-ai cum, bă. O venit băiatul cu Dacia, dăm un fix vex la toți, frate, aici. Bă, frate, să ne strângem aici, frate, aici, lângă DS. Frumos mapping, frumos aici, cu mașini, se strâng băieți. Uitați, vin băieții, frate, de pretutindeni, vine aici, frumos, la un, la un grătar. Poate merge și la un grătar, frate, avem mapping făcut de Duică cu grătar, frumos. Mergem la o bericioaică, ceva. Pe podia. Bă, băieți, m-am băgat melodii, bă, în seara asta, bă, ce prost îți, bă. Îmi schimb numele în Valentin Italiano. Hai să schimbăm, bă, change name 49, Valentin Italiano. Dăm și un fix vex aici. Uite, băiatul cu X5-ul, dacă n-ați văzut X5-ul, avem X5 pe server. Andy Power pe server, pe chat, exact. Uitați aici, Ștefan Gaming nu este înscris. Și atâta, deci Ștefan Gaming, tu nu ești înscris, bro. Scrie pe chat ca să te pot înscrie. Vin băieți aici, ia vin, uite, băi, câți băieți vin, băieți nebun la cap, mă. Băi, câți băieți vin, bă, fra, bă. Battle focul, uai, o să urmez update-uri mega, mega, mega tank. O să urmez niște update-uri, frate, mega, mega tank. O să zic, o să vedeți voi, o să rup update-urile alea. Stai că mă duc, încerc ca să nu cumva să iau crash, că am simțit un pic de drop. Stăm așa, mai așa, ca să vedem băieții care vin. Unde-i? Așa vreau să stau. Andrew Power, mai bacu ăla e forță. Bă, mai bacu da-i forță, dar dăm data asta un Brabus, bro, un Brabus. Și Brabus ăla e forță, battle focul. Cam stat, fai, când am pus mâna pe el direct, fai, țâță de mâță era, mă.
Se vede la... Se vede că te respectăm. Bă, bro, eu vă iubesc pe toți, bă, care vă uitați la live. Au foarte mulți astăzi pe live. Eu am vrut mai mult să fac live, o să-ți dau un premium și să mai discutăm ce o să băgăm pe server, nu? Că nu. Alții, nu. Alții fac asta pe Discord, oricum vă mulțumesc și pentru că sunteți foarte activ pe Discord, dați react acolo. Ce dracu se întâmplă? Și, na. Hai să fac live-ul ăsta ca să vă pot povesti. A, da, și am vrut să fac un straw poll pe server, dacă vă place cu garajele astea ca și pe 5M, sau să le modificăm, să le punem cum era înainte mașinile, să puteți, nu știu, să luați așa de pe stradă, știi ce zic? Dar au votat băieții că nu vor să se scoată, erau 42 de voturi cu 9, mi se pare. Zice la băieți, fac rapoarte. Băieții, puteți să aplicați pentru suporter, aici sunt aplicațiile pentru suporter, intrați pe Rage Community. Aveți aici mai jos suporter, unde este categoria de suporter, am luat crash. Hai, băgați ai sufletul în cârjă. Intrați aici la aplicații suporter și aveți aici frumos. Să aplicați aici, vedeți? Să aplicați aici pentru suporter. S-au strâns ceva aplicații, puține, dar s-au strâns. Înainte când erau aplicații, erau câte 100. A, de-abia acum ne-ai pornit. A, că sunt căderi. Puteți să aplicați dacă aveți 30 de ore, nu știu cât era, 40 sau 30 de ore. Bai șmecher ăstea ca pe 5M. Fra, eu puteam să fac serverul mai 5M, dar am zis să mă limitez la un de asta, știi, gen, să mă limitez la ceva. Nu poți să faci tu serverul identic ca 5M, adică poți, îs o grămadă de resurse, îs să faci kilometraj, îs servere care nu m-am încăcat, s-au transpus foarte mult pe 5M. Story, de exemplu, este un server care s-a transpus mult pe 5M la multe chestii. Dar eu am zis să fac asta cu garajele, am schimbat interfața, am pus ceva mai 2020. Nu compara, fraca, la 5M hostul e 40 de euro. Sau 50 de euro e hostul. Înțelegi? Aia zic, pe 5M e mult hostul, mă, știi ce zic? Poți să iei host și costă de euro. Sau poți să-ți faci firma ta de hosting. Sau poți să-ți hostezi în PC. Ăsta, știi ce zic? Jecule, faci un server de Minecraft, îl hostezi tu în PC. A, nu, că eu îmi făceam servere gratis de Minecraft, nu știu cum vă voi mânca și ați da bani. Da, știu ce e liptră. A, de zbori. Da, de la server, ia, mă. Coaie, trebuia să intri pe mine, hut, dea server gratis și aia era. Și serverul gratis aveai voie să intri 10 playeri. Știi ce zic? Man, poți să pui primul hand pe G-Class, că e ca dracu, e nașpa de tot. Fra, n-am terminat hand-ul pe G-Class, fra, trebuie să-l editez. M-am luat cu altceva când am făcut hand-ul atunci pentru G-Class. S-au luat fraților acolo, Andrei Power, fra, Andrei Power. Ce? Am uitat pe Instagram, am ceva și mi-au crăpat ochii. Dacă înțelegi ce zic. Oceane curbate. Frac, când naiba faci să nu mai luăm crash? Că înainte nu luam, cine mi-a făcut ei. Nu mai se ia crash așa cum se lua ieri, frate. Am modificat mult, gen, am reparat. Nu se mai ia crash cum se lua ieri. De exemplu, azi am luat un crash, cred că azi am luat
Două creșuri am luat azi, frate, și două creșuri divina mea. Ăsta, de exemplu, a fost o divina mea, că m-am buguit eu singur la niște mașini. Vezi? Ce zic? Mai lăsăm, frate, mai lăsăm ăstea, hai să vedem. Deci sunt înscriși 36, bă, Ștefan Gaming ăsta. Ăsta de pal, serios, frate, Ștefan Gaming ăsta. Nu, 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 da, niciun respawn, cum să dai respawn, că să stai aici la mașini. Da, n-are acces, da, așa. Dar să zicem, fac voi cu bani așa, la 22.30 dăm roll. Deci băieții, la 22.30 dăm roll, fra. Eu vă recomand să intrați, să scrieți Andri Power, simplu Andri Power pe chat, pentru că Andrei mi-a donat aproape 5 euro și este un prieten foarte bun. Și... A? Nu știu, că eu nu aud când intră cineva pe Discord. Bagă-te, scoate-ți microfonul că te sparg. Băieții grei, da, fra. Fă prezentarea cazanului meu, Goto 35. Uitați aici, mașina lui Andri Munteanu. Este un BMW E46 cu textura de la Need for Speed Most Wanted. Dacă îl vede Rebrean, îl pușcă. Frumos, niște faruri cu xenon pe culoarea turcoaz. Niște genți de la... Nu știu ce marcă este asta. De la XXR, dar cauciucurile sunt de 195 pe 660 R16 pe 91 W. Frumos lăsată pe perne de aer. Un eleron înalt. Este pe EU, adică pe Europa. Două evacuări, frumos. Ce să vorbim aici, mă? Are trapă electrică. Ce să vorbim, mă, fain. Un bot frumos, nări, așa. Are jos aici flashlight. Ce dracu vorbim. Hai să verificăm Dacia. Dacia, mamă, 46 pe oameni pe live, ești prost. Dacia 1000, câte asta? Asta e 1300, nu e 1310, asta e 1300. Deci Dacia 1300, batie Rombat. Niște, hai că ne dau bad friends. Niște faruri de la Duracell, cu baterie de la Duracell. Niște cauciucuri în 3 prezoane de la Sibiu, de acolo de la Ciocoduică. 4 uși, interior de piele de capră. Să vedem și volanul. Intrăm frumos în first person aici, un volan clasic. Bordul s-a păstrat de la Aro. Climă frumos pe butoane. Scrumieră. Ce mai... aprinzător de țigară. Schimbătorul de viteze. Aveți acolo de lumini, să aprindeți lumina. Aveți turometru. Ce mai aveți? Oglinda, parbrizul ăla lat mare, frate, de la... Ce dracu? Parbrizul ăla... A, văd că pe scaune e piele de oaie, dracu, cu păr de oaie. E câine, ai omorât câine, ce ai pus? Dar lângă, frate, lângă ce avem? Lângă avem un... Nu știu, este un M8. Lângă avem un M8. Un M-Power. Frumos scaune acolo, M8. Ce dracu vorbim aici, mă? Ai la mea. Goto 10, hai, mă! Oooo, pe ce avem mai bahu? Este mai bahu, nu mai bahu, mă? Ba da, mai bahu. Aici un Maybach frumos. Mamă, ce avem aici, asta e luxuriu, mă, uitați-vă aici, fraților, deci uitați-vă aici ce înseamnă, frate, lux, bă, lux, bă, lux, uitați cât e de mare mașina asta, frate. Limuzină, frate, limuzină. Limuzină, frapă, 4 roți, ești nebun la cap, uai, mamă, ce fain e exchange-ul ăsta, domnului. Băi, numai nu iau afrenturi. Pe fop, mi se pare că am prieteni, sau pe cât, pe 10, uite, 10, mamă, câți prieteni am, să mă rog. Am mai dat atât, că am o grămadă de prieteni. Bagiu, te rog, fă o prezentare a M6-ului meu 8-7. Ia, mă, Goto 8-7. Ia, Goto 8-7. M6, vreau aici un M6.
o textură frumos într-un fade, dintr-un negru spre un albastru închis. Frumos aici, două evacuări cu patru tobe, tot cum dracu se numeau alea. Aici niște genți lăsate pe perne de aer frumos, gențile sunt de, nu știu, de 20, nu știu de cât îs. În 5 prezoane, cauciucuri frumos. Văd că băiatul și-a vopsit pe, și-a vopsit și de la frână, la piciorul, brațul de la frână. Niște xenoane pe un albastru închis. Îmi place foarte mult nuanța asta. Interiorul este un interior de piele neagră. Se poate vedea frumos interiorul de piele neagră. Pe M6, e la anul ăla frumos. Anul ăla top, anul ăla top. Știi când s-au făcut M6-le. ID 75, vă fac la toți frate, 75, ia. Aici avem un i8. Asta e a lui, nu? 75. Asta e, nu, care? Asta e, asta e. Aici avem un M, un M, un M6. Da, avem un M6 cu numărul de matriculare TL10PTR Tulcea. Tulcea 10 Petrica. Nu mă, PTR Petrica. Avem pe spate ZED. Asta este un colan, deci fraților, spun, puteți să vedeți aici că s-o cam dus un pic din colan, s-o cam bulit, o bulit-o aici, o bulit-o. La fel, două evacuări cu patru tobe. Genți pe 20 sau nu știu cât, aici are o semnătură ca să se vadă că e textura, doamne, colantul făcut de el. Lăsată pe perne de aer. N-avem ce să comentăm. ID 58, Goto 58. Nu, Goto 58, dai. Alexandru Spark. Aici avem un Nissan Skyline. Un Nissan Skyline GT-R cu kitul de la custom, cu kitul de la self-tuning Rage. Kitul ăla frumos cu bări, cu bări de carbon pe față, cum puteți să observați. Aici avem genți negre cauciucuri late, un colant frumos în memoria lui Paul Walker, un eleron înalt, mare, frumos, niște două evacuări. Deci, ce să comentăm, fra? Interiorul ăla, care interiorul ăla, cred că cu tabletă, ia să vedem, e ăla cu tabletă? Da, este interiorul ăla, nu este la cu tabletă, ba da, este ăla care aveți aici, frate, ca la Lamborghini, frate, fuel, ign, fan, radio, aveți fire, brake, water, deci aici e ca la avion, frau, 1000 de butoane, nu nici ce seamnă niciunul. N-avem ce să comentăm, frau, aici are băiatul un M3. Ce frumos arată M3-ul ăsta, așa un mat, un negru mat. Hai la mine, ID62, hai vedem Goto 62. Aici avem un Bugatti Chiron pur sport. Roțile stock de la Bugatti, care întotdeauna întoarce numai priviri. Aici a frumos schis pe Leron Bugatti, ca toți cocalarii să vadă ăia din avion de sus că ăla asta are Bugatti, mă. Frumos, două evacuări, sau nu, asta e evacuare, dar cu două aici, mecherie aici, sau două, nu știu dacă două. LED-ul ăsta frumos, lung, aici are un fel de kit, și-a pus kit de carbon, văd că are kit de carbon aici frumos. Este în două culori, cred, da, este în două culori. Aici scrie 16, cred că e locul 16, a câștigat el ceva campionat, dracu știe. Interiorul este un interior din carbon, cu una, două, trei, patru butoane, nu o să te complici niciodată. Un schimbător de viteze care este automat. Volanul din piele de cobra. Bordul, după cum puteți vedea, este numai GPS, deci GPS-ul acestei mașini îl găsiți în bord. Goto 40. Aici avem o Dacia Logan din 2004 sau nu 2005. Motorul ăla vechi. Totul ăla vechi, a rămas ăla din 2003 de la Renault făcut. Niște genți de la BBS lăsate pe pernă de aer în jos, cu genți cu cauciucuri mari. Este pe număr de București 87ZTA.
Loganul ăsta este frumos, interiorul este modificat ceva la el, ia să vedem. Da, deci interiorul este acel interior ăla clasic, ăla de bun simț. Denisa Wolf, mamă, cu ce ne surprinde ești, Denisa Wolf, cu un colant frumos cu Denisa Wolf, cu inimioare. Hai, te iubim, Denisa, uite-te ce frumoasă e mașina asta, frumoasă, ce prostă și eu. Avea că și 32, hai să le zicem la băieți că la și 33 dăm rol, la și 33 dăm rol, la și 33 dăm rol. O, că critic, lasă, nu mai zic. Frate, câte mașini am prezentat, hai să mai prezentăm, GOT 18. Aici avem un Logan, tot un Logan pe verde, tot rupt în cură, aici cred că și-o chituit aripa, toți genți de la BBS. N-avem multe zis, un Logan. Goto, avem 47, am prezentat-o, prezintă și mie mașina 74. Goto, 74. Bun, a mașină mai sport. Aici avem un Gallardo. Numere de Rusia, deci băiatul este, o adus mașina de pe Rusia, de pe undeva pe acolo. Niște faruri integrate, gen așa, marcate, așa nu se pot vedea în exterior, nu au curbături, ceva. Este făcută pentru aerodinamică, este decapotabilă. Aici cred că se capotează, din câte pot să văd. Două tobe. Ce pot să mai vedem? Interiorul puteți vedea de aici că este din piele. Fain, frumos. Ce mai puteți să mai vedem? Hai, gata cu prezentarea, mă doare gura. Beau o gură de apă. Hai că v-am prezentat, frate, mașinile la toți. Ce dracu. Top, top, top. Gogu, nu mai dau te pe bitu, fra. Ică. Hai, fra, ultimele. Alex Câmă, haideți, înscrieți-vă. Andri Power este codul pentru Brabus, frate. Abonamentele pe public și subscribe, frate. Deci dați abonamentele pe public și dați și subscribe. Dați subscribe, frate! Dați acolo subscribe. Dați subscribe. Dați subscribe. Dați subscribe. Dați subscribe, dați subscribe, dați subscribe. Dacă câștig eu, mor de râs. Andri, mor de râs, deja de pe acum. Ziceți, băieți, dăm rol, spuneți repede, dăm rol sau nu? Cum dau abonamentele pe public? Bă, fra, asta nici eu nu știu, fra. Dă-i afară și afară din aia. Bă, fra, nici eu nu știu, fra, să sincer zic, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu cum să le dai. Dar vezi, pe la setări pe acolo, abonamente. Fra, cine nu-i la giveaway, să vedem. Sunteți toți înscriși, toți sunteți înscriși. Hai, deci vă las încă un minut să dați acolo, frate, abonamentele pe public și să... să dați abonamentele public și să dați subscribe, frate. Subscribe și abonamentele public. Sunt în giveaway. Da, frate, sunteți toți. De rol, le-ai dat. Haideți să dăm rol, frate, haideți, hai! Hai să punem o melodie aici pentru băieți, că nu, trebuie o melodie de asta, să vedem care e câștigătorul. Căutăm aici o muzică și punem aici... nu știu ce muzică să pun, căutăm aici o muzică, punem... Savana, de la Marco Gras. Marco Gras. Băgăm aici așa, așa. Hai, băgăm așa. Florin Geo, ai câștigat un Brabus. Fra, Geo, ai 5 minute ca să spui aici pe chat numele tău pe Discord, să-mi dai o poză pe Discord. Cum că ai dat like la clip și gata.
în Dubai. Kangloger Yangargo. Hai mai facem un giveaway frumos de 10 milioane după aia. Mai facem un giveaway, dăm un rol după aia de 10 milioane. Haideți acolo, top. Să-mi dea poză, trebuie să dea poză pe Discord cum că a dat like. Dar nu mi-apare la toți, ea mi-apare ea. Une. Nu mi-apare muzica mea. Mi-a dat subscribe, băiatul, mă. Uite aici, mi-a dat subscribe. Da, subscribe lui Gami. Mai americana. Hai, băiatul, 5 minute, Florine, ca să-mi dai poză, să-mi spui. La videoclipuri vezi dacă da like. Ia, mă. Nu mi-apare nimic la videoclipuri. Slow mo. Oricum după mai facem giveaway cu 10 milioane. Da, bă, dar stați, bă, deci dacă în 5 minute nu-mi dă poză, îl descalific și mai dăm o dată rol pentru Brabus. Ți-am zis, dăm poză cum că ai dat like. Da, cine m-a teleportat de acolo, mă, băga mea și ceva. Ce ascultă ăștia aici, bă. Nu, da, mă, poză, mă, ia să vedem. Florin, ID 91. Băi, ai unde voi, de că ești tu, bă? Da, mi-o dat like. Cum se uită la mine să mor eu? Ia câte mesaje am, o să mă uit, o să citim după aia mesajele. Bă, scrie pe chat, sunt 91, da, bă, 91. Goto, 91. Nici băiatul, nici la Carbi, nici mai ai, Florin George, o câștiga Florin George, suporterul. Getere 91, donator lib 378 Mache Veh 378 11 91 000. Uite ce frumos e, bravo, fra, bravo. Mai dăm 10 milioane, frate, cred că la 350 de abonați sau nu știu, vedem noi. Haide, să facem prezentări de mașini. Fac event la 100, da, Eduard, faci. Faci event, fra. Bagiu, ca și admin, cum dau bani la toți playerii? Dai give money all. Uite, dai, de exemplu, 50.000. Nu ca mine, dai 9 catraliarde. 9 catraliarde. Te pup, Bagiule, vă pup pe toți. Haide, mă, prezentăm mașini, fra. Goto 57, a vrea băiatul. Asta unde e? Bun, aici avem o mașină. Deci avem aici la 57 un BMW X5 pe un MOV, gențile MOV, cele stock de la BMW, dar sunt vopsite. Avem niște faruri cu LED, da, cu LED. Este bușită. Păi geamul e spart, numărul e aproape picat, asta e interiorul cum e. Interiorul este ok, volanul ține cam jos, băiatul, cred că este, nu știu, nu vede bine sau habar n-am. Are aici o interfață, are schimbător automat, are climă automată, are încălzire scaune, are dezabrie geamul, are tot ce vrea băiatul. Are, văd că asta nu-i piele, deci, ba, e piele, e piele, are piele băiatul. Volanul frumos din piele. Goto 45. Aici avem un M8, mamă, cu o dispersie de culoare dintr-un
negru, spre un negru închis, după aia spre un vișin și după aia spre un negru la bot. Aici a lăsat pe pernă de aer, sunt genzi de la X, de la XXR, pe niște genzi de 195, o tentă mică de eleron, așa de aer, așa frumos de carbon. Număr de DK care nu știu ce înseamnă DK, nu prea le-am așa cu numerele. 4 tobe, 4 tobe, doamne, 2 evacor cu 4 tobe, așa cred că se zice. Are un LED albastru, văd. Frumos acolo sigla de la BMW M8. Interiorul este interiorul la stock de la M8, nu băga nimic în plus, are acolo chestia care o trageți în sus frumos și deschideți panoul alalant. Aici are un panou de control, schimbător automat, start engine, are o tabletă acolo cu navigație, cu informații de la mașină. Aici este bordul din față, piele pe scaun, cu o tentă de texturi, carbon frumos. Nu prea uimit BMW-ul de data asta. Aici avem frumos motorul. Dacă ne scoate domnul capota să vedem și noi ce motor are, normal, dacă vrea să ne scoată capota, să deschidă capota să vedem ce motor are. Așa, a revenit. Aici avem frumos la motor, avem un motor de V8 ăsta, dacă că e V8-ul ăla de la BMW M-Power. Da, e V8-ul ăla care nu prea ai cum să umbli pe el, e foarte așa, foarte, nu prea poți să umbli pe aici pe el. Aici este seria de caroserie, vreți să o furați seria de caroserie? Vreți să vă dau să o furați? Da. Sau vreți? Stați că-s prost. Stai că-s prost. Haideți să furăm o serie de caroserie, frate. Haideți să furăm o serie de caroserie de la BMW, ia. Ia, frate, furați seria de caroserie de la BMW. Are V16, nu, V16 are, fra. M8-ul ăsta e puternic, nu V8. Greșeala mea, bro. Furat aici seria de caroserie. Haideți la următorul. Mergem la Goto 67. Să vedem ce are Goto 67. ID 67. Are un Ferrari. Un Ferrari. 458. Asta are un motor. De cred că de 3500 are motorul. Niște genți stock. Și cauciucurile sunt stock de la el. Aici frumos este semnătura celui care a făcut Ferrari-ul. Aici este frumos logo-ul de la Ferrari, căluțul acela, bam, 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 bam. Nu este V16. Fra, V16 să mă rog, cred că V16 la tiruri, bro. Îmi place Ferrari-ul mie de fel, dar ce îmi place la acest Ferrari, haide să vă arăt. Deci ce îmi place la acest Ferrari, BMX, văd un copil aici, cred că și-l lăsa BMX-ul pe aici. Ia-ți domnule BMX-ul de aici. Bă, frate, ce îmi place foarte mult este interiorul, bă. Bă, interiorul mă lasă, deci mă pișcă, frate. Deci vezi aici un interior așa frumos. Se mișcă și volanul, deci volanul se mișcă și dacă nu-i mișcare mașina. Puteți vedea ce volan micuț, se mișcă frumos volanul. Aș vrea să fac un test. Cred că am bulit-o. Nu știu dacă îmi dă domnul o tură cu ea să vă arăt un pica. Uitați frumos cum se mișcă volanul. Volanul și bordul. Deci
turbez, frate, când văd că se mișcă asta. Ce mașini au băieții pe aici? I-am cam lăsat-o înapoi, dar și pune băiatul. Hai, Goto 70, că vrea și băiatul să-i facă o prezentare. ID 70 are... scuze, m-am crezut că e domnul cu huracanul. Vreau frumos să mă scuzați, domnul cu huracanul. Era să vă distrug mașina o pică. Aici avem un BMW i8 electric, frumos. Aici avem port bagajul în față. Avem, ce mai avem? Apa, ăla, lichidul de apă, lichidul de parbriz și cred că și lichidul de frâne. Avem frumos faruri pe LED, cred că sunt pe LED. Frumos botul s-a lăsat, gențile sunt de la, nu știu că nu văd marca, dar sunt frumoase, că și cauciucul e lat, nu-mi place că cauciucul așa lat. Ușile este decapotabil, ușile se deschid așa în sus. Ușile se deschid așa frumos în sus. Interiorul este unul de piele. Este unul de piele, volanul se mișcă, deci volanul se mișcă foarte frumos, foarte fluid, foarte așa, ușor. Avem aici panou de control, schimbător automat, multe butoane ca la avion. Oglindă care este electrică, că oglinda e oglinda este electrică, cred că. Ce dracu vrem, e frumos, mă, e frumos. E frumos. Go top shop, ia, vrea și băiatul să-i facă o prezentare. Bun, băiatul are un M4, un BMW M4. Farurile stock. Gențile de la BBS, nu sunt de la BBS, azi. Da, de la BBS. Culoarea este un gri mat. Două evacuări cu 4 tobe. Sau 4 evacuări cu 2 tobe, nu știu. Logo de la M4, numărul de Rusia. Dacă nu mai stau mult beții, că după mult să mănânc ceva. Interiorul este interiorul la frumos de piele. Da, este la de piele. Frumos niște carbon, bă, n-are carbon. Un pic carbon acolo, pe ăla, dar nu are, are o tentă, o temă de carbon. Cred că a făcut-o băiatul la polish. În rest este frumos, îmi place. Are aia de rechin. Eu nu știu cum se numește coadă. Aici avem, frate, opera de artă pe care dintr-un ochi și-am făcut pam-pam. Este un Audi RS7 lăsat pe pernă de aer în jos. Cu acoperișul este negru. Aici este făcut banda de LED-uri pe semnalizare. Și-a pus numărul băiatul. Ce să vorbim, frate? Interiorul este ăla de la RS7, cred că la stock, da, la stock de la RS7. ID 44, bagiule, Goto 44. 44, băiatul 44 are un E60 tunable, este tunat, are kitul ăla șmecher. Are xenon de turcoaz. 3 linii de la M. Motorul... Cred că ăsta e motor de 2500, din câte știu, este motorul ăla de 2500. Da, este motorul ăla fain de 2500. Ăla de-ți spune, frate, lasă-mă că trag până mor. Uite, băiatul spune că este un V10 4.8, motor de 4.8. Port bagajul este, nu este mare, are frumos aranjat acolo extintorul și trusa aia cu triunghiurile. Număr de America, San Francisco. Interiorul este interiorul la frumos de, nu de piele, de textil. Mai că, dar o ieși de pe ăla creș. Fra, îmi pare rău, ăla creș. V10. Nu sunt eu nu sunt informat, frate, eu fac aici la o canterincă, băieți. Fac un carmi de asta pe voi, care îmi place mie să-l fac. Da, no, am prezentat niște mașini așa. Mai mă doare gura să-mi bat piciorul. Haideți, băieți, să dăm rol.
Hai să mai dau 10 milioane la un băiat. Haideți să mai dăm rol. Haideți 3, 2, 1. Andrei Gaming status subscription privat. Hai mai dăm o dată. 3, 2, 1. Dima Bulai. Dă-mi te rog frumos PM pe Discord cum că mi-ai dat like. Și o să fiu foarte fericit. Dacă mai ești aici, Dima. Dima, fra, ești aici? Hai că vreau să mă duc să mănânc, fra. Dima, fra, nu ești aici cu mine. Am dat. Mi-a dat like băiatul. Spune-m Dima ID-ul tău pe server ca să pot să-ți dau banii. Să-ți dau banii să mă scap. Vă mulțumesc oricum pentru că ați vizionat acest live stream. Să vizionați în continuare canalul Controlul pe MTA dacă vreți să vedeți clipuri noi. Glumesc. 44. Dăm la bani niște bani, 44, goto. Băiatul ăsta la tuning, mă. Aici tuning, pay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Simplu, stați 44, 148 de ore, are băiatul. Bă, băieții, cam atât ce fost și cu acest live stream, eu v-am pupat, ne-am distrat în seara asta, fain. Uite-te pe Disnap și citește-o și citește după aia tot, toate mesajele. Mă duc după aia să mă duc acum să mănânc și eu v-am lăsat, fra. Vă pup. Dacă vreți, intrați pe Discord acolo cu băieții la o caterincă, la o canterincă. Și noi ne auzim, poate mâine, poate un live stream mâine de seară, vedem, poate un giveaway și mâine, nu știu. Sunt live de oră 17 minute, mă doare gâtul, dar nu mai pot. O să fie, fra, dog, vă promit eu că ce o să urmeze vara asta, frate, o să rupă pe PMT-a, frate. O să vă spun eu, frate, de vă chemați vecinii din sat, din oraș, din sat, de unde sunteți să jucați MTA. Eu v-am lăsat, băieții, v-am pupat pe toți. Noi ne auzim pe Discord, dați PM dacă vezi urmă.